Capitolul de credință. Bicicleta pentru Dumnezeu. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Romani 10:15. Dar dacă picioarele obosesc, dacă picioarele au un drum lung de străbătut între biserici, intră în scenă bicicleta. În continuare, un lucrător din programul Gospel Outreach ne spune cât de mult ar putea ajuta în lucrare acest mijloc simplu de transport. După ce am terminat facultatea, am obținut o slujbă bună într-o companie. Câștigam mulți bani și aveam în față un viitor strălucit împreună cu soția și copiii mei. Credeam că am tot ce îmi trebuie. Apoi am auzit mesajul biblic al adevărului, iar Isus mi-a schimbat viața. Am renunțat la slujba mea și m-am alăturat Bisericii Adventiste de ziua 7-a, devenind lucrător laic. În cele din urmă, am fost desemnat pastor a 3 biserici din sudul Indiei. Locuiesc împreună cu familia mea în orașul în care este una dintre biserici. Fiecare dintre celelalte 2 biserici este la aproximativ 16 km distanță de casă. Vizitez toate cele 3 biserici în mod regulat, conduc întâlniri de rugăciune și servicii de închinare. De asemenea, îi vizitez în mod regulat pe membrii, deși drumul este greu și îmi ia foarte mult timp. Cum nu am bicicletă sau o motocicletă, de obicei merg pe jos între biserici. Uneori merg cu Rișca Auto, o motocicletă pe 3 roți, care e făcută pentru a transporta 6 pasageri. Când merg cu ea, câteodată sunt 8 sau 10 persoane înghesuite în spațiul acela mic. Alteori, Rișca nu ajunge la biserica mea și trebuie să merg restul drumului pe jos. Dacă aș avea o bicicletă, aș călători mai rapid, aș vizita mai multe persoane, aș desfășura mai multe studii biblice și aș ține mai multe întâlniri de rugăciune. În zona din India, în care lucrez eu, mai sunt 52 de pastori ca mine. Fiecare dintre noi are 2 sau 3 biserici. Cei mai mulți nu au niciun fel de mijloc de transport, dar iar putea ajuta mai mult pe membrii bisericilor lor dacă ar avea biciclete. Printre necazurile pe care le întâlnim sunt drumurile proaste și câinii curioși. Dar chiar și cu aceste provocări, o bicicletă ar ajuta foarte mult lucrarea pentru Isus. În partea din India în care slujesc eu, bisericile adventiste locale sunt organizate în 10 cercuri mari, fiecare cerc cuprinzând peste 30 de biserici. Sunt 10 pastori seniori care au slujit misiunii mai bine de 15-20 de ani, fiecare responsabil pentru bisericile dintr-un singur cerc. Acești pastori vizitează toate bisericile, iar lucrătorii din programul Gospel Outreach îi ajută. Pastorii seniori sunt cei care oficiază botezurile, ceremoniile de înmormântare și căsătoriile. Cu adevărat, fiecare dintre ei și-ar desfășura mai bine activitatea dacă ar avea o motocicletă. Bicicletele costă aproximativ 50 de dolari, iar motocicletele în jur de 1000 de dolari. Dacă vreți să-i ajutați pe acești pastori să fie mai eficienți în lucrarea lui pentru Dumnezeu, vă rugăm să contactați Gospel Outreach. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!